Sărbătorile de iarnă ne bucură întotdeauna cu feria lor și cu tradițiile moștenite din moși strămoși. În această perioadă, colindele și urările de bine au pus stăpânire peste satele noastre, făcându-le și mai frumoase. Astăzi am venit la dumneavoastră să vă încălzim sufletele cu colinde și urături. Liceul Teoretic Ștefan cel Mare, din satul Molovata, vă urează un sincer la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc. Iar domnului președinte, multe, multe reușite, la ședințe mult succes, roade bune de cules. Iar doamne Brăduceanu, sănătate în tot anul, multe realizări frumoase, multă bucurie în casă, multe clipe fericite cu întreaga sa echipă. Doamne Maria Jambei și colectivul ei, spor la muncă și noroc, să fiți respectați de toți, să înflorească în noul an tot Consiliul Raional. Iar acum, dumneavoastră, ascultați colinda noastră. Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsări valumii lumina cunoștinței, că într-o dânsă ce slujeau stele, s-au învățat să se închine ție soarelui dreptății și să te cunoască pretine răsăritul cel de sus. Doamne, slavă ție! Nu.
noi! Bună seara, gospodari! Cu colaj din cei mai mari! Bună seara tuturor celor de pe cuptor! Noi pe aici am mai umblat, dar pe voi nu v-am urat! Sănătate vă dorim în anul ce-l întâlnim! Să trăiți, să fiți voioși, să rămâneți sănătoși! N-am venit să vă stresăm, am venit să vă urăm! Punga plină cu mulți bani, până-ți la mulți ani! Roată măi! Ia că a trecut un an, iar te urăm vasălan! Noi vreo 3 ani, frate, îți urăm de sănătate! Te-am urat cum știu și eu, și de bine și de greu! Uite-ne, domnul din nou, am venit pe capul meu! Am venit să te urăm și ceva să-ți spunem! Să-ți spunem urări de bine pentru anul care vine! Să aveți bani în casă și casa cu vegetație! Să aveți roade în grădină și în garaj să aveți mașină! Iar pentru urătorii tăi, colac mari să-i vrei! Și pentru asta mă plătești, să-l strigăm cu totul! Verde de măran, bună seara, gospodari! Gospodari și gospodine și voi, domnișoare, bine! De dormiți, de nu dormiți, vă rugăm să vă treziți! Dați urechea la fereastră și ascultați ararea noastră! Voi rugați de când cu bun, 6 voi am pus la plug! Că de când s-a înserat, voi cu plug l-am plecat! Zurgălăi și clopoței, ia mai unați noi! Aho, aho, opriți aici și pocniți bărtoși din mici, ca să nu-nțem poporul că-am pornit cu plugușorul, plugușorul celor mici, ca stejarii de voinici, adunați din 7 state cojoacele pe spate, căciulea marca ei, zângăniți din zurgălăi și strigați cu toții. Bună seara, gospodari, gospodari și gospodine și voi tinere copile. Am pornit în astă seară cu puțină îndrăzneală. Vă vizitez din nou, ca în seara de anul nou. Vă doresc întâi de toate un an nou cu sănătate. Voie bună, traiușor, sănătate și mult spor. Roata, măi! Aho, aho, copii și frați, stați puțin și nu mânați. Lângă voi vă alăturați și cuvântul ne-ascultați. S-a sculat Mainan, Băzică Traian, și-a călecat pe un cal învățat, cu nume de graur, cu șaua de aur, cu fut de mătase și zită de groasă. Și în scris s-a ridicat, ca să aleagă un loc curat, de arat și semănat. Și în curând s-a apucat câmponete de arat, în lungiv și în curmeziv. S-a apucat într-o joi, cu un plug cu 12 boi, boi cu urii și-n punte țânteței. Ia mai mânați, mă! Aho, aho, ziua bună la nevoastră, cinstiți gospodari și oameni de omenie. După dacină și obicei și cu alai mare, am venit în zi de sărbătoare să vă facem o urare. Anul nou cu bine și zile senine, să aveți pace în casă, tot ce vă doriți pe masă. Iată am mai trecut un an, de când n-am murat ageam. Am venit în altă sală, cu puțină îngrăzneală, să vă zicem să trăiți într-un mulți ani fericiți. Pentru aceasta, dragi flăcări, ia sunați din zurgălăi și strigați cu toții. Aho, aho, opriți aici și pocniți vârtoți din mici, gazde bune, bun găsit, iată și noi am venit. Am venit cu gânduri bune, să vă zicem doar de bine, vă urăm de sănătate, în viață să aveți de toate. Câte pene pe găină, atâtea ogoare cu pâine pline, câte pene pe cucoș, atâția copii frumoși. Lumea în sat să ne trăiască, mulți copii ca să se nască, casele să fie pline de căldură și lumină. Anul care ușă bate, să vă aducă el de toate. Bani în pungă, rod bogat, sănătate, gând curat. Și cu toții să trăiți, într-un mulți ani fericiți. Pusta babi s-o pășroată, ia mânați cu toți odată! Frunzăiere de mărar, bună seara, gospodari! Gospodari și gospodine și voi, tinere copile, dați-vă pe la fereastră și ascultați urarea noastră. Dați-vă pe la perdele și ascultați vorbele mele. Frunză verde, foaie lată, anul nou ce bate-n poartă, auziți-l cum sosește bucuros că vă mesește. Și-o stârnică ei din sat și vă ridica din pat. Gospodarul cu vin dulce, gospodina cu plăcinte, a ieșit pe prispa afară, urătorii a venit iară. Anul care ușă bate să vă aducă sănătate, mult noroc și viață lungă, bani în pungă să vă ajungă. Opriți plugul mei, flăcăi! Aho, aho! Bravo! Si
Semănatul de dimineață vă aduce în viață, măriilor dumneavoastră, tine, bucurie și speranță. Viață lungă, bani în pungă, pe tot anul să vă ajungă. Cât de pietre în fântână, atâtea roare cu smântână. Cât de pietre pe cucoș, atâția copii frumoși. Și ca toamna cea bogată, fie masa îndesulată, tot cu mesele întinse, cu făclirile aprinse, să petrecem împreună an de an cu voie bună, la anul și la mulți ani! Bravo! Să aduc sincere mulțumiri conducerii liceului dumneavoastră pentru organizarea acestei vizite și desigur că aceste frumoase urături, dorințe pentru anul care vine, noi într-adevăr, majoritatea absolută de raionul Băsari țin la Plugușor, țin la anul nou pe stil vechi. Vrem să vă dorim și vouă ca acest frumos obicei să fie păstrat, să promovați bunătatea, lucrurile frumoase și fie ca dorințele voastre să împlinească pentru toți noi cei prezenți aici. Să accepte, stimați colegi! Da. Și vouă, sigur că la mulți ani, cu sănătate, cu voie bună și de toate. Să împlinească cele mai sarte, cele mai dorite gânduri ale voastre. Dar care sunt acestea? În primul rând, să fie cei dragi alături de voi, să aveți note bune, profesorii să vă asculte. Da, să vă pună note bune, să aveți succese frumoase în domeniul culturii, la educație, am spus, la comportament, să aveți prieteni buni alături de voi. Fie ca părinții voștri să aibă bucurie de rezultatele voastre, iar voi să aveți bucurie de prezența lor alături de dumneavoastră. Fie ca în domeniul agriculturii să fie un an bun, să fim păziți de bunul Dumnezeu, de nevoi, de cataclizme naturale și așa mai departe. Și voi să creșteți mari, frumoși, să fiți cu adevărat patrioți a satului Moldova, a raionului nostru Băsari și a țării noastre Republica Moldova. O țară creștin-ortodoxă, cu tineri, frumoși, buni la suflet și harni. Asta e cel mai important. La mulți ani dumneavoastră și desigur că în partea noastră... Și Cușma, așa, pe ta, că sunt cadă de la undeva. Vă mulțumim foarte mult! Rotă, măi! Colindători! Ne-am pornit cu colindatul! Ne-am pornit cu colindatul! Să cutreierăm tot satul! Să cutreierăm tot satul! Colindăm pe la fereastră! Colindăm de la fereastră! Pentru gazda dumneavoastră! Pentru gazda dumneavoastră! Călătoria în sărac pe cașul.
aștept pe Mesia. În sărac lătaș, lângă cel oraș, n-aștept pe Mesia. Pe Fiul n-a cu colaj din cei mai mari.
Bună seara tuturor celor ce stați pe cuptor! Noi pe aici am mai umblat, dar pe voi nu v-am urat! Să trăiți, să fiți voioși, să rămâneți sănătoși! Anul care vrea să vină va fi un an de lumină. Cocoșii vor sparge zorii anunțând divestitori. Anul nou, bucurie, casa plină de iubire. Punga plină de mulți bani, să trăiți și la mulți ani. Roata vă! Am venit să colindăm pe la casă să urcăm. Clugușor moldovenesc, obiceiul strămășesc. Vă urăm cum se cuvine pentru anul care vine. Bol de mari cu băbul des și pe creste și pe șes. Câte mere îi vezi, atâte vite încirezi. Cât apă în izvoare, atâta lapte în țăstare. Să ne fie îndestulată casa ta toată, țara toată. Ia mai mânați, mai flăcăi! Hei! Hei! Opriți plugul! Aho! Aho! La mulți ani să trăiți, ca greu să vă mulțiți. Câte grăuțe pe masă, atâția copii în casă. Câte pene pe cocoș, atâția copii frumoși. Copiii să crească, mulți ani să florească, ca merii, ca perii, în mijlocul primăverii. Tineri și bătrâni să fiți și cu toții să înfloriți. Să vă fie casa acasă, cu bucate noi pe masă, tot cu mană și cu hrană, din veac în veac, din seminție în seminție și de acum până în vecie. Ca toamna cea bogată să vă fie viața toată, dulce și îmbelșugată, să aveți o viață ca o dimineață, dulce și senină, plină de lumină. Mulți ani, mulți bani, spaimă în dușmani, viața lungă, bani în pungă, pe tot anul să vă ajungă, fericire, norocire, peste întreaga voastră fire. Pește în baltă, lemn sub daltă și o mândruță sprâncenată. Și finețe, și blândețe, și drăguțe fețe, chef la bătrânețe și la tinerețe, minte școală, carne în oală, sănătate fără boală. Haine nouă, grâu când plouă și găini cu ouă. De Doamne și nouă, să trăiți, să floriți, la mulți ani fericiți! Sper foarte mult că coșnișenii care lucrează în Consiliul Raional să-i chemați să mai cânte și ei, să mai strige, să ajute băieții, că totuși sunt cam țântei băieți pentru așa o comunitate mare, precum este Coșnița. Iar vouă, la sigur că vreau să vă spun un sincer mulțumesc pentru urări, pentru colinzi, pentru prestația voastră minunată, pentru faptul că sunteți și țineți la cultura noastră moldovenească, la acele frumoase tradiții pe care le-am avut, pe care le avem și care, datorită vouă, se păstrează și trebuie să fie promovate și în continuare. Vreau să vă doresc și vouă ca anul care vine să fie, într-adevăr, un an frumos. Un an cu mai multe bucurii. Fie ca fiecare zi să ne aducă mai multe elemente pozitive, dispoziții bune, cum ați spus voi, ca dimineața. Fie ca fiecare zi să vă aducă și vouă și familiilor voastre nouă tuturor un trai și o viață mai bună, mai fericită. Crăciun fericit și la mulți ani și vouă. Bravo dumneavoastră! Ție colaco, ne tăi petarco. Cușman, 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 toașic. Hai să-i prăpădești și vai de tine din partea la pentru lumea. Bravo vouă! Veste minunată
Maici Iisuse, har și veselie. Ce frumos e bradul, ce frumos e tot, o, ce bucurie, parcă nu mai pot. Ești împodobite, faci cu viței, scroape cu cocei. Ia mai îndemnați la găi! Și s-a sculat jupând gazdă într-o joi, cu-n flug cu 12 boi. Boi, băurei, în coadă cu dălbei, la cât cu clopoței. Ia mai îndemnați, măi! Și-au pornit la rat, la mărul rotat, unde bine de arat. Și-au arat lunile, pădurile, marțile, vânețile, miercurile, piscurile, joile, văile, vinerile, mlaștile, frunză, verdele, privei. Mai trăgeți-i, măi, flăcăi! Iar sâmbătă isprăvit și-a dat plugul sub perete, iar boile la iarbă verde și flăcăi în sat la fete. A doua zi s-a sculat, plugul pe brazdă l-a așezat și din nou s-a apucat de arat și semănat. Și-a semănat grâu mărunt și grâu de vară, de-aia domnul să răsară, să răsară până-n seară, până la toacă să se coacă, până mâine să se facă f- pâine. Frunză verde de prin băi, mai trăgeți-i măi flăcăi! La luna, la săptămână, și-a umplut cu aur mână și se duse ca să vadă de-a dat Dumnezeu roadă. Era spic ca vrabia, era pai ca trestea. Jup în gazdă s-a bucurat, la vizitiu a strigat, se scoate calul de boierie, ce merge bine la călărie. Pe cel cal s-a aruncat și la târg el a plecat. A plecat pe ulița mare, unde a găsit fiercul în destulare. Și i-a dat lui Biercu țiganul, care bate cu ciocanul. Mânați, măi! Hei! Hei!
trăierară și încărcară, tocmai 90 de care, și s-au pornit la moară. Plăcăie din gură chiuiau, din harabnice copneau, care le scârțâiau, galbenii curgeau, nimic nu le trebuiau. Iar coaza cea de moară, când văzu atâtea care, puse coada pe spinare și pleca în lunca mare. Frunză verde de pe coastă, mai treceți la fereastră! Hei! Hei! Carele cu frunzele încărcară și spre casă se înturnară, care le scârțâiau, plăcăie chiuiau, jupânează gazdă din casă auzea și îndată alerga. Din cămară în cămară și găsi usită rară, și găsi usită deasă de mătasă, și-a bătut în sită și în covadă, de cernut făină toate, și-a făcut-o un colac frumos, cum e fața lui Hristos. Pierata carului măsurat, cu trucul înturnat, cu zahăr zahărit, cu mierea dulce îndălcit. Și l-a pus în cuiul cel de jos, să ne fie de mână de scos. Frunze verde de prin băi, îndemnații mei făcăi. Hei! Hei! Anul nou ce nu se bate, ia mai scoală de mei frate. Și înseamnă calul care să ne duc într-o suflare. Pe la cei ce ne conduc și povara în spate duc. Am venit să colindem, pace în suflet vă urăm. Și pentru vicepreședinți, ce ne sunt ca buni părinți, înzestrați cu hărnicie, străduință, dibăcie, care duc grijă în spate, alergând mereu prin sate, pe la școli cu învățătură și pe deal cu agricultură, promovând mereu cultura. Întrebând de sănătate, ei se îngrijesc de toate. Pentru dumnealor, flăcăi, mai sunați din zurgălei! În ajun de noul an, urări Doamnei Brădocean, mult noroc și sănătate, să-i aducem mulțumire pentru grijă și unire. Și ne îndeamnă să fim tari, ai frumoase cărți plugari, să extragem tot nectarul, dobândim cunoștințe cu carul, să ajungem mari savanți, să ne facem muzicanți, medici, ingineri, plugari, mai în scurt, buni gospodari. Pentru asta învăță cei, pentru sfatul dumneai, mai sunați din zurgălăi și strigați cu toții! Hei! Hei! La toți colaboratorii să le crească picele și feciorii, să aibă parte de succese și acasă bogate mese. Și așa din an în an să vă ferească Domnul de dușman, să aveți parte de bucurie și tot bine să vă fie. Și în noul an ce vine să vă realizați numai cu bine. Pentru dumnealor, flăcăi, mai sunați din zurgălăi, să răspundeți ministrul măi! Mănânchești de mintă creață, băurăm viață cu dulceață. Mănânchești de busuioc, viață dulce cu noroc. Băurăm să aveți pe masă toate bune și gustoase. Pe dealuri, bogate vii. În casă, frumoși copii. Țarină mănoasă, nevastă frumoasă. Un trai dulce, fericit, ca un soare strălucit. E ura ta mai ura, dar nică vă mâzera. Drumurile niți departe și cărările încurcate. Opriți plugul, măi băieți, strigați care cum puteți! Acum! Zile senine și cu sănătate și cu spor în toate, ploi la timp, noroc la plug, sănătate și belșug, iar la toate mesele, inimile vesele. Chef la tinerețe și la bătrânețe, minte în școală, carne în oală, sănătate fără boală. Aine nouă, grâu când plouă și găini cu ouă. De Doamne și nouă, anul acesta în țara noastră bogăția să sporească. Să ningă, să plouă, să picure rouă și grâul să încolțească, bogat să rodească. Să aducă nădejde trecând de primejdie și viața să vă fie înavuțită de popor îndrăgită. Să copiii să crească, mulți ani să florească, ca meri, ca peri, în mijlocul verii și în timpul primăverii, la anul și la mulți ani! Mulți ani trăiască, anul care vine să vă aducă bine, casa să florească, masa să
fost și cei mai maturi de la Cocieri, la Crăciun, cu colinzele. Am spus acest lucru și nu mă tem să repet. Într-adevăr, Cocieriu este o localitate absolut deosebită de toate restul din raionul Basar. Prin istoricul său și prin prezentul său. Este absolut deosebit și prin instituțiile care noi le avem acolo, față de care, la sigur, că încercăm să avem și o atitudine mai deosebită din cauza la toate evenimentele care au fost sau mai sunt, care aduc la starea în care se află această localitate. Este vorba, în primul rând, de faptul că sunteți, într-adevăr, dispersați, fiind o comună cu acea localitate din Vasilivka, sunteți dispersați de restul Republicii Moldova, dar ați fost, sunteți și sunt convins că veți fi și în continuare, așa cum au fost părinții bunei voștri, patrioți adevărați a neamului, a Moldovei. Când spun patrioți, nu vorbesc că trebuie să fim luptători, că trebuie să arătăm cât de puternici noi suntem, cât de buni noi suntem. Eu vorbesc de bunătate creștinească, de bunătate în sensul bun al cuvântului, fiindcă ați ridicat în această localitate, în părinte cu preotul Iulian, cu biserică, împreună cu părinții voștri, eu vorbesc acum de toată localitatea, împreună cu ajutorul inclusiv la alte localități, la oameni de bună credință, o biserică extraordinar de simpatică, frumoasă, care nu este nicăieri în împrejurimile noastre. În al doilea rând, sigur că aveți o instituție de învățământ, într-adevăr, care în ultimii ani a suferit schimbări pozitive la sensul bun al cuvântului. Și mă bucură foarte mult faptul că împreună cu consilierii raionali care reprezintă localitatea dumneavoastră, împreună cu consilierii locali, împreună cu oameni de bună credință și sigur că împreună cu colectivul instituției pe care voi vă reprezentați, împreună cu creștini adevărați, am reușit și anul trecut să facem niște lucruri care erau necesare de mulți, mulți ani în urmă, dar le-am început. Este vorba și de acel element de îmbunătățire a accesului la liceul dumneavoastră, la instituția medicală din teritoriu. Este vorba și de acea linie electrică care unește satul Cocieri cu satul Molovata Nova. Ceea ce este în premieră absolută în raionul nostru și sunt convins că aceste bune idei absolut corespund cu ceea ce ați venit și voi astăzi. Cu aceste urări de bine, de succes, de sănătate, de bogăție spirituală, de bogăție naturală pentru noi toți. Și fie ca glumele care le-am auzit astăzi în cadrul acestor frumoase colinzi, acestor frumoase urături, glumele care într-adevăr sunt specifice nouă moldovenilor, să fie într-adevăr și spre bine realizate. Fie ca să avem anul 2018 și să aducă pentru toți noi, pentru voi în primul rând, un an mai bun. Cu rezultate bune la școală, cu rezultate bune acasă în fiecare familie, fie ca părinții voștri să se bucure de rezultatele voastre, iar voi să vă bucurați de prezența lor, cu sănătate, cu voie bună, cu dispoziție bună și cu belșug în toate. Cu belșug să dea Domnul să avem acces la terenurile cele care de după traseu, să se pornească dezvoltarea economică, să avem posibilitatea să dezvoltăm bazinul ecoturistic de acolo, de la parcul de acumulare, de Băsari. Și desigur că vreau foarte mult să am încredere că voi veți fi într-adevăr și în continuare cu bunătate, veți fi patrioți, cum am spus deja, a satului vostru, a raionului nostru, a Republicii noastre, Moldova. Vreau să vă asigur că împreună cu colegii din cadrul Consiliului Raional Băsari, ne vom stărui și vom depune tot efortul să fim alături de voi. Să nu vă încurcăm, dacă va fi necesar, dar vă asigur că ne vom bucura de succesele voastre și ne vom bucura dacă voi vă veți bucura de succesele noastre comune. La anul și la mulți ani! Mulțumesc. Dar fiind faptul că și-o primește aici este Petaco, iar Colaco, așa cum se cuvine, Colaco, așa cum se cuvine, el îți gândește, dacă cui se cuvine, Colaco, suntem aici la voi. Pentru echipa voastră, aplauzele colegilor noștri. Bravo, este
excursii, bravo conducătorilor de la liceu, bravo biserica și desigur că bravo părinților voștri. Vă rog foarte mult să transmiteți cele mai calde urări de sănătate, voie bună, bogăție în toate părinților voștri, tuturor gospodarilor din satul Cocieri, din comuna Cocieri și fie ca aceste frumoase colinzi, fie ca această bunătate sufletească, bunătatea care ne-o aduce nașterea Bunului Dumnezeu, absolut să fie de bun augur pentru fiecare om de bună credință. Mulțumesc! Mulțumesc! Și la anul care vine să ne auzim de bine. Cu acest obicei frumos, cu aceste colinde de cântate frumos și fie ca această urătură, această colindă, să vă picure în suflete strop de liniște cerească, bunătate și dragoste. Și de la numele colectivului Liceului Teoretic Badoievița, vă urăm multă, multă sănătate, voie bună, fericire și numai bine. La mulți ani! Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru tânăra generație. La anul și la mulți ani! Mulțumim. Аго, аго, копі ще фразі, стать путін ще номинать, ви бой велетурать, ще кувинку мене скутать. Господар, чи господіне, чи бой тінєре копіле, даці велинга фереостре, ще скутать урарія ностре. Даці велинга перделе, ще скутать борбеле мєле. Мені анул це ноєште, плугушору це корнєште, плугушору перебой, плугушору траздинуть. Anul acesta care vine, să-l întâmpinăm cu bine, să fie anul menos și poporul tot voios. Ia sunați din Zurgălăi și strigați cu toții. Hei! Hei! S-a sculat Badea Vasile tocmai într-o sfântă joi și a scos 12 boi. Boi băurei în frunte țintăței, la coadă codalbei, la păr potriviți, la coarne împodobiți. Ia sunați din Zurgălăi și strigați cu toții. Hei! Hei! Și de Arad s-a apucat, și Arad dealurile, și Arad văile, elungiți și încurmeziși, braț de neagră răsturnat și grâu roșu semănat. Ia sunați din Zurgălăi și strigați cu toții! Hei! Hei! Ce-a semănat, ce-a grăpat, ce-a acasă s-a înturnat și-a lăsat uitat, iar la luna, la săptămână, văzând vrebi înainte și-a adus de grâu aminte, și-a mers în grad, și-a scos un cal, negru ca corbul, iute ca focul, unde călca, scătei scăpăra, balta seca, faceți roata mai plăcăi, strigați odată. Hei! Hei! Și-a mers ca să vadă, de-i-a dat Dumnezeu roadă, și de grâu răsărit, și de grâu înspicat, iar în paica vrabia și la spica trestea, faceți roata mai plăcăi, strigați odată. Hei! Hei! Și s-a dus cu dumnealui în graș, și-a scos 12 iete, cele mai serete. La copite potcovite, la picioare împodobite, picioarele trăierau, urechile vânturau, copitele potcoveau. Ia sunați mânzucălăi și strigați odată. Hei! Hei! Și-a încărat un carmare minunat, cu lanțuri de fier legat, și la mară au pornit, făina de-a picluit. Faceți rața mai plăcâni și strigați odată. Hei! Hei! Iar coaza cea de-a mară, văzând carul povară, a pus coada pe spinare și a plecat la lungă mare. Iar morarul meșter bun cu vreul de lână, cu ciocanul în mână, îndat s-a sculat și a apucat un căuș cu grăuncioare și prâș și nea. După mare se lua și îndat o prinse, la latoc o puse și cu un cioc boc o șpuse la loc. Faceți roata mai plăcăi și strigați odată. Hei! Hei! Iar și până l-a luat și în coșcă a turnat și îngendat a măcinat. Și cât a clipit, acasă a sosit, la coana jupăneasa, ce ședea în cap de masă, cu mâinile suflecate, ca să fie gata de toate. Faceți roata mai plăcăi și strigați odată. Hei! Hei! Jupăneasa când văzuse, făină acasă aduse, de îndată s-a sculat și în cămara a intrat, sposită de negară, tare prea rară și o zvârli afară. Faceți roata mai plăcăi și strigați odată. Hei! Hei! Și-au umblat din casă în casă, după alta, de mătasă, de 12 mese aleasă, ca să fie desodeasă. Și aceasta i-a plăcut și făină a ținut, și-a plămădit, și-a frământat, ce-un pic n-a stat. A făcut un colac mare, mare și frumos, ca fața lui Hristos, în patru împletit pentru plugari menit. Faceți roata mea plăcăi și strigați odată.
Hei! Hei! De urata mai ura, dar ne temem cum îi se ra. Că nu suntem de aici colo, noi suntem de la pogrebe, unde apa camere. Și găruștele pe foc, laptele-n doiniță, mămăligă pe poliță. Și suntem ca mâțâței și ne latră clirei. Faceți roata mai plăcăi și strigați odată. Hei! Hei! Câte petre în fântână, atâtea oale cu smântâne. Câte șindrile pe casă, atâția galbeni pe masă. Câte sperlă și cenușă, atâția peșor la ușă. Să vă fie de bine cu ziua de mâine, cu Sfântul Vasile și cu anul nou. Să le ajungeți să le mai serbați și de noi să nu uitați. Opriți, feciori! Acolo! Acolo! Thank you.
mie datorie, florile dame, să se same de vecia, florile dame, de război de vicelie, florile dame, să se same de vecia, florile dame. Și pentru munca pe care dumneavoastră ați realizat-o, fiindcă este o muncă. Eu la sigur că am încerc să ascult, să intru în esență la fiecare colindă, la fiecare urătură și voi, e extraordinar că anul acesta niciodată n-a fost. Absolut toți au venit cu ceva specific. Inclusiv am auzit de la voi aici să zic că e colindă, să zic că e manifest de pace. Deci prima dată, în genere, am auzit asemenea element ca prin intermediul colinzei să promovez pacea, să promovez elementele creștinești de bună vecinătate, de luptă pentru pace, să nu acceptăm războaiele, pentru că războaiele, așa cum ați spus voi în colindă, aduc și la cei ca copiii să rămână orfani și la cei ca brazda să fie distrusă. Elementele respective, într-adevăr, sunt absolut inedite și pentru aceasta personal vreau să vă mulțumesc, fiindcă știu, așa cum știu și părinții voștri, ce înseamnă războiul. Doamne ferește, de asemenea urgii și vreau, într-adevăr, să mă alătur la cuvintele voastre ca fie ca în întreaga lume. Indiferent fie că la noi în Moldova, la Ucraina, în Africa sau în Orientul Mijlociu,
sau Orientul îndepărtat, la Coreea, să fie liniște, să fie pace. Și pentru aceasta, cred că și colinzele noastre și rugăciunile noastre la Bunul Dumnezeu sper foarte mult să dea rezultate pozitive pentru ca voi, pentru ca noi toți să avem posibilitate ca anul 2018 să-l trăim bine. Să-l trăim mai bine decât cum a fost anul precedent. Vouă vă doresc să aveți rezultate frumoase la învățătură. Să fiți activi. Să prieteniți cu colegii voștri din alte instituții. Să fiți activi la măsurile care extrașcolare care se organizează. Să fiți activi în voluntariat. Să participați la Consiliul de Tineret. Să veniți cu idei, cu gânduri. Să ajutați pe cei mai în vârstă. Să ajutați pe cei mai triști ca voi. Să promovați bunătatea. Și spunând acest lucru, vreau să vă doresc și vouă, prin intermediul vostru, părinților, ca anul acesta să ne dea bunul Dumnezeu și bunătate și belșug în toate, și la buzunare, și în suflet. Și desigur că notele să fie cele mai bune la voi și să bucurați și profesorii, și profesorii să vă asculte, să vă îndeplinească dorințele voastre de a avea note bune. Iar voi să aveți comportament frumos, să promovați într-adevăr lucrurile frumoase pe care întotdeauna s-a promovat, a știut să vină gimnaziul din Pohrebea, satul Pohrebea la general ca parte componentă și ca o bucățică din această comună pe nume Coșnița. La mulți ani și Crăciun fericit în continuare și vouă! Așa, asta e pentru echipa voastră. Și aveți unde este vină cu așa? Așa. Asta tot e pentru voi.